Suntem în două situații diferite. Cu Canada am finalizat deja negocierile și în momentul în care s-au finalizat negocierile a fost un agreement cu Canada și Canada și-a luat un angajament inclusiv vis-a-vis de eliminarea vizelor turistice pentru România și Bulgaria, cu angajamentul, dacă țin-o bine minte, ca până la momentul ratificării tratatului de liber schimb cuprinzător și aprofundat, această problemă să fie rezolvată și cu regret constat că nu suntem în situația respectivă. Și aici am spus-o foarte ferm, am avut o discuție și cu președintele Juncker și cu comisara Malmström, care nu-i direct responsabilă de chestiunea vizelor, pentru că ea negociază tratatele comerciale, dar a fost o înțelegere cu Canada. Și eu, ca prim-ministru a unui stat membru, consider că Uniunea Europeană și Comisia Europeană, care reprezintă Uniunea Europeană, trebuie să fie foarte fermă în relația cu Canada, pentru ca partenerii noștri să-și respecte angajamentul.